știți, sâmbătă începe o nouă ediție de campionat în voleiul masculin românesc. Debutăm acasă cu Universitatea Cluj, un meci care, zic eu, va fi destul de atractiv, pentru că am văzut echipa Clujului și la cupa de Zanfirescu. Despre ce să ne așteptăm la acest prim meci și în acest sezon aveți venit reprezentanții echipei, Daniel și Domnul Alilovic, și care sunt la dispoziția dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ne aflăm la început de sezon competițional 2018-2019. Venim după o perioadă de pregătire de aproximativ două luni jumate. După mai multe turnee de pregătire, care au fost foarte, foarte interesante și benefice jocului nostru, urmează debutul în campionatul național. Un debut cu echipa a Clujului schimbată față de sezonul trecut, cu ambiții mult mai mari și cu o organizare mai bună, cu un antrenor străin și cu jucători care au experiență bogată în divizia A1. Chiar dacă la turneul la cupa Radu Zanfirescu am câștigat meciul cu ei, un meci oficial este total diferit față de un meci amical. Trebuie tratat cu seriozitate, să fim concentrați 100% și să obținem 3 puncte foarte importante pentru startul acestui sezon. Sunt convins că lumea va fi interesată să vină la sală, pentru că este o echipă total schimbată, jucători noi. Zic eu că va fi interesant de văzut acest sezon al nostru. Something to say about this start? Did you ask her something or I just... There will be questions after. Ah, okay. I wait for questions. Well, you can say also something about About the game? About the game, the start of the season, about the team. About everything. What I can say like we do the good preparation. Everybody's healthy. We are ready for the first game. We played this team before few weeks. Yeah. Last week. We win and okay, but now it will be a little bit different. It will be a championship game. They will be maybe more serious, but we don't care. We are just ready for the first game and we want absolutely to win at home and to start good the new season. We are already healthy and just waiting for the game. Cât la sută sunteți pregătiți pentru debutul campionatului? Se zice că în forma sportivă în timpul sezonului. Da, eu zic că suntem undeva la 70%, 70-80%. Bine, de la meci la meci trebuie să crești, e normal. Meciurile importante vor veni, fiecare meci este important, însă cele cu adevărat importante cu echipele candidate la locurile fruntașe vor veni mai târziu. Formă sportivă avem, am crescut de la turneu la turneu și s-a văzut o îmbunătățire în joc, atât fizică, cât și de chimie între noi, ceea ce ne dă speranțe foarte mari că totul va fi bine. Deci omogenitatea până la urmă s-a câștigat. Există chimie între noi, este mult mai bine decât sezonul trecut. Relaționăm foarte bine, suntem pe aceeași idee de joc și suntem încrezători că va fi mai bine. Cum vedeți Clujul? Credeți că a fost o momeală faptul cum a jucat aici? Clujul, față de anul trecut au fost în partea a doua a clasamentului, anul acesta am văzut că au o altă abordare, au adus niște jucători cu experiență în Liga 1. Au schimbat și antrenorul, a venit un antrenor polonez care, din ce am înțeles, are o experiență bogată și el la nivel înalt voleibalistic. Cu siguranță vor pregăti o tactică, sigur au luat informații după acest turneu și au văzut ce jucăm. Noi, la rândul nostru, o să-i studiem și o să ne pregătim meciul astfel încât să câștigăm. Sunteți mai puternici decât anul trecut, mai spectaculoși? Suntem mai puternici, da, au fost făcute niște transferuri foarte interesante, cu jucători foarte buni, caractere foarte frumoase și zic eu că suntem mult mai bine decât anul trecut. Mult mai încrezători și se vede asta. Și în antrenamente suntem mult mai optimiști și relaționăm foarte bine. Sunteți singura echipă care evoluează în Bănie în acest weekend. Sperați la un public mai... Da, sperăm să se promoveze meciul foarte bine, prin primul meci din campionat. Sperăm să atragem lumea la sală și prin jocul nostru să-i convingem să rămână și să aducem de la meci la meci tot mai mulți. Urmează un meci în Cupa României, apoi un altul acasă în campionat. Este ok? Vă convine programul?
programul este cum este, trebuie să-l acceptăm și trebuie să ne pregătim o funcție de el. Într-adevăr, avem o deplasare la CSM, o echipă foarte bună de asemenea, care a investit în jucători și au un buget considerabil mai mare față de anul trecut. Au și pretenții mai mari, deci clar va fi o luptă mult mai acerbă anul acesta în campionat. După care jucăm acasă cu Zalău, binecunoscută rivala noastră cu care ne batem an de an la medalii sau la locurile fruntașe. Deci, sigur, va fi un început destul de dificil, dar pregătindu-ne bine, sigur vom trece peste el. Este Cupa României un obiectiv pentru voi? Întotdeauna a fost. Orice meci care are o miză este important pentru noi. Fiind o singură manșă, trebuie abordată la 100% și trebuie să scoatem cei mai buni din ea. Deci avem o singură șansă, aceea în deplasare. Ok, va fi mai dificil pentru că jucăm pe terenul lor. Însă trebuie să o luăm pas cu pas. Întâi meciul cu Clujul, să trecem cu bine peste el, apoi va fi cel cu CSM-ul, din care trebuie să scoatem maxim, automat vom trece în faza următoare dacă vom câștiga. Și să ne axăm apoi pe meciul cu Zalău. Sunt trei meciuri foarte importante pentru noi într-o săptămână, deci trebuie să avem să gândim foarte bine și să pregătim foarte bine această perioadă. Sunt ceva probleme medicale înainte? Absolut nicio problemă medicală, toată lumea este aptă, suntem 100% pregătiți pentru începutul sezonului. Cum simte noua echipă sau echipa la care activează acum? How do you feel this team? Este montată? How I feel our team. Our team, yes. I feel it really good because we have a lot of experienced players. That's good. That's important, I think. A lot of guys over 30 in the first six. We are almost all, I think. Yeah, and that's important. And for us, I think it will be just most important to be healthy, like for all season. And I'm pretty sure we will play good, but. Okay, we are not maybe favorites to win championship or something. There is teams who have more budget than us, but we will fight. I think we will be a good team and hard to beat here at home, sure. Yeah, and I feel a really good team. Yeah, good, good. We have already good connections. We need still to work more, but we have pretty nice friendly games too, and we are good. Yeah, I feel good. Consider că nu joacă bugetul, să înțeleg. Da, nu, după cum a zis și eu, nu suntem favoriți la câștigarea titlului, dar asta nu înseamnă că ne vom da bătut sau că vom pleca, nu știu, cu un minus în fața tuturor. Ne vom vinde scump pielea, mai ales în meciurile de acasă. Ar fi ceva extraordinar pentru voi să câștigați trofeul? Da, au mai fost anul în care am câștigat campionatul, n-am fost favorit și, nu știu, am mers din victorie în victorie și moralul mi-a dat. Ceea ce a câștigat atunci a fost echipa. Deci zic că echipa câștigă campionate. A fost foarte bine, a ieșit foarte bine. Nu cred că se aștepta nimeni în anul acela să câștigăm noi campionatul, după bugetele care au fost și echipele care au fost favorite atunci. Însă noi nu ne-am dat bătut și am câștigat. Sperăm să reedităm acea performanță. Va fi foarte greu, clar, nu ne gândim până acolo. Nici atunci nu ne-am gândit că putem câștiga campionatul. O vom lua treptat și la final sper să fie cât mai sus. Sezonul trecut au fost destule probleme de arbitraj și nu vorbesc doar de volei. Cum credeți că va fi anul acesta? Nu vorbesc despre arbitraj, e total altceva. Nu vă temeți? Nu. Noi ne vedem de jocul nostru. Nu știu, fiecare trebuie să-și vadă de treabă. Nu suntem în măsură să comentăm arbitrajul. Da. Multă baftă. Mulțumim frumos. Mulțumim.